La noi, în țară, oameni cu suflet mi-a mare. Mi-a mai promis cineva și o persoană suspusă și în care tot am crezut, de data asta o doamnă care ar putea să facă lucrul acesta, dar cred că n-a ajuns încă. Nu are cât tangența asta de ar putea și ar vrea, totuși sunt... Eu nu știu, că numai... Nu sunt sigur, omul care vrea cu tot sufletul să-ți ajute sau, nu știu, să vină cu un aport financiar, el vine de dat și spune, măi, poftim. Chiar am discutat... Dar niște care umblă cu minciunile... Am discutat aproximativ și suma și, într-adevăr, de, pe zi ce trece, lucrurile se scumpesc și eu... Nu-mi rămâne decât să sper și să sper cu mult regret, pentru că vocea nu este un instrument muzical căruia poți să-i schimbi o strună, căruia poți să intervii, să-i schimbi anumite detalii și să cânți la el în continuare. Vocea se trece și eu, îmbinând aceste două genuri de artă, cum ar fi literatura și cum ar fi... muzica, sigur că am depus foarte mult efort și am avut nevoie de mult efort și energie. Pentru că noi cântăm într-o poziție, vorbim în altă poziție și problema aceasta a vorbirii multe la orele de la Ștefan Neaga, știi cum elevii sunt mai mult ascultători decât... Mai trebuie să mai strigi la vreo oră? Nu, cu strigatul mai puțin, dar pentru asta chiar nu-mi pierd energia ca să strig, nu? Cu orice om poți să, poți să te înțelegi pe tonalități minore, așa. Dar îmi revine să vorbesc mai mult eu, pentru că elevii nu întotdeauna vor să vorbească sau știu ce să spună, că nu prea învață cu părere de rău astăzi tinerii. În toate timpurile au fost elevi și mai buni și mai puțin buni, dar n-aș vrea să spun că sunt răi, dar nu se învață astăzi, nu vor, nu... Le spui despre lucruri mărețe, despre lucruri frumoase, dar ei ies și se lovesc de realitate, iar realitatea este cum este. Este dură și asta. Spuneți-mi ce ar trebui să aibă un elev, un tânăr, ce vrea să ajungă și el artist? Ce calități ar trebui să aibă? În primul rând, cred că trebuie să aibă aptitudini foarte pronunțate, adică așa, să aibă talent și... În domeniul pe care, adică dacă vrea să cânte, să, într-adevăr să aibă ceva nativ. Și în al doilea rând să fie foarte și foarte și am să zic de 100 de ori foarte muncitor. Pentru că talentul poți să-l ai foarte frumos, dar să nu muncești și să-l pierzi. Da, da, există și altă... Știu la ce te referi. Poți să muncești, poți să fii talentat și dacă nu ai cine să te sprijine din spate, da, atunci unde? Îmi amintesc în tinerețele mele, tot îmi spunea cineva că tu ai tot pentru scenă, îți trebuie așa un genunchi care să te împingă din urmă. S-au mai spus acolo și alte lucruri pe care n-aș vrea să le reproduc aici în emisiune, dar se subînțelege. Da, banul e la putere, cu părere de rău, banul e la putere și iată, acum a apărut o idee să se cânte online și e foarte binevenită această idee, pentru că cei din muzica populară cred că sunt unicii care 90% din evoluările lor le au online. Fonograma, ai cântat în studio, așa cum ai simțit în clipa aceea, așa și-a rămas, ai comunicat cu microfonul. Când cânți pentru public, tu te arăți în toate aspectele. Vocea ți arăți, sufletul ți-l arăți. Dar dacă te-ai făcut artist cu bani și îți scoate toate efectele tehnice și nu știu ce, cu ce ai rămas dacă n-ai? Spuneți-mi, da, dumneavoastră mergeți la petreceri private, cum ar fi o nuntă, o cumetrie? Foarte, foarte rar. Practic nu. Am cântat în tinerețele mele mai mulți ani, când se cânta afară, când se cânta în, cort, când îți înghețau mâinile și trebuia să cânti. Toate instrumentele nu mai sunau de acum pentru că se cânta cu țambal, se cânta cu clarinet, se cânta cu vioară. Nu ca acum. Și oricum, pe vremuri era mai ușor ca să vii în scenă, ca să te faci un interpret. Nu cred că era mai ușor. De aceea, din timpurile cele, nici nu sunt atât de mulți interpreți. Ce crezi, că poporul nostru atunci ducea lipsă de talente? Nu. Atunci era această cenzură despre care vorbeam mai devreme, era foarte drastică, era foarte selectivă.
nu te duceai așa pur și simplu. Eu am venit că eu vreau să cânt și te rog să mă... Și o cântat un cântec și de acum e, cum, nu stea, dar cum se numește? Vedetă. Da, vedetă, da. E un cuvânt foarte așa discutabil, vedetă. Vedetă de la cuvântul a te vedea cineva. Și poți să te vadă odată și mai mult să nu te vadă. Pentru un artist este important încă, dacă și-a îmbrățișat această profesie de cântăreț, îmi place să zic mai mult și nu interpret, pentru că adevăratul cântăreț dă naștere la niște lucrări inedite, dar interpretul de multe ori interpretează ceea ce s-a mai interpretat. Ca să, nu știu dacă am fost explicit. Și atunci haideți să spunem altceva. Păi să-mi duc gândul până la capăt. Și atunci el trebuie să țină cont că el este artist, că lumea îl vede, că el vrea să aibă un nume, trebuie să aibă un repertoriu care îi aparține, pe care îl muncește, îl cizelează, îl trăiește, îl sufere și îl aduce în scenă. La petrecere poți să cânti ce vrei. Nu este interzis. Pentru că atâtea lucrări frumoase sunt. Dar dacă tu cânti ceea ce a cântat cineva, chiar dacă a cântat mai prost decât tine, dar n-ai lansat o lucrare asta. De acum lumea își pune întrebarea. Sunt oameni care ascultă, care cunosc, care analizează și zice, da, cântă frumos, dar uite, persoana în cauză cântă mai bine. E încă o lecție din partea Larisei Arseneș, pentru că noi, practic, venim la finele emisiunii. Nu vreau să dau lecții nimănui. Cât de rapid a trecut această oră, vreau să vă întreb fugitiv atât de, să-mi spuneți ce amintiri v-a lăsat 2011 și cum ați intrat în 2012? Ați avut ceva... Că știu că ați avut, de aia vreau să ne 2011 a fost pentru mine un an moderat. Am fost sănătoasă, în primul rând, în măsura în care fac abstracție de faptul că poate am mai stat un pic în spital, am mai făcut profilaxie, așa, dar trebuie să facem și lucrurile acestea. În general, sufletește m-am simțit bine, familia mea a fost bine, am avut câteva spectacole care m-au bucurat chiar în luna decembrie. Am avut două spectacole, am participat la, cu un recital la festivalul Nicolae Sulac, care mi-a adus foarte multe emoții. Am cântat cu orchestra Lăutare, o orchestră cu care mi-e foarte ușor să cânt și cu care am întotdeauna foarte multe emoții, pentru că acolo 80%, dacă nu mai mult, sunt foști elevi de-ai mei și am în fața lor o responsabilitate. Sunt mari maestri. Și am cântat cu orchestra folclor pentru un concert de, știu, de dare de seamă, dacă putem folosi așa un cuvânt mai sovietic. Iar 2012, chiar începutul iar 2012, anului, chiar la începutul anului, am întreprins o călătorie prin Europa. Am fost invitată de un grup, așa, prin intermediul căruia s-au adresat câteva diaspore așa, și m-au căutat și doamna m-a găsit și m-a invitat. Pe calea aceasta îi mulțumesc, doamna Nele, să trăiesc, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și cei care m-au invitat, a fost o călătorie de vis, am trecut prin 9 țări, în unele ne-am oprit, în altele doar am traversat, dar în unele a fost o revenire, pentru că în multe din ele am fost altă dată. Am văzut civilizația adevărată, am văzut Europa la care noi râvnim foarte mult, dar de care suntem tare departe. Și îmi pun întrebarea... Treptat, cred că peste vreo 100 de ani o să ajungem. Să dea, doamnă. Doamna Arsenie, vă mulțumesc din tot sufletul și vă urez mult sănătate, frumoase realizări și, cine știe, oameni care v-au promis să-și țină promisiunea, pentru că 2012 deja am intrat. Așa că, ce să vă spun, trebuie eu... Trebuie să le trimitem emisiunea sau să-i rugăm să privească poate emisiunea. Poate le cineva. N-am dat nume și aici. Pentru finele acestei emisiuni vreau să vă mulțumesc încă o dată și spuneți celor de acasă câteva gânduri și de partea dumneavoastră. Celor de acasă, tuturor animatorilor Larisei Arsene, le-aș spune un mare mulțumesc că nu mă uită, că mă recunosc, că mă cunosc, că mi-ascultă lucrările și le urez tuturor un an foarte bun,
să se mai limpezească lucrurile și în politică, și în economie, și în finanțe, și în sufletele noastre. Pentru că vrem noi sau nu vrem, vorbim noi banii de rău, fără ei nu putem exista, că oamenii nu degeaba i-au născocit, ca să-i avem. Și le urez tuturor să aibă viața pe care și-o doresc. Dar să nu uite că în mare parte viața noastră depinde de noi înșine. Vă mulțumim și noi din tot sufletul și celor de acasă. Vreau să vă reamintesc, ne vedem săptămâna viitoare. Pe această seară vă facem pleca cu mult drag Lânța Gheorghiță și să ascultăm piesa Larisei Arsene, La poarta inimii mele. Și ție îți mulțumesc și îți urez să-ți crească fata mare, să fie talentată ca și tine. Să mai facem cu o fată. Și emisiuni frumoase, cu oameni interesanți și trăiască Busuioc TV. Mulțumim din tot sufletul. La revedere pentru toată lumea bună. Pe picioare m-aș topi, mă, pe picioare.